Pentru că acest meșteșug este foarte vechi și a fost transmis prin viu grai din generație în generație, s-au dezvoltat mai multe stiluri de a tricota, deși rezultatul final este același. Există mai multe modalități de a ține andrelele și firurile de lucru, de unde vine și numele acestor stiluri. Haideți să vorbim puțin despre o chestiune puțin mai tehnică despre tricotatul manual și anume stilurile de tricotat. Am ales doar trei astfel de stiluri care sunt mai populare în rândul persoanelor care tricotează și vom începe cu primul, care este stilul portughez sau așa cum este cunoscut la noi, tricotatul cu ața sau firul după gât. Firul, care pleacă din lucrul nostru, este pus fie într-o agrafă fixată pe piept, fie dat după gât, având firul care vine spre ochiuri pe partea stângă, iar cu partea dreaptă vom tensiona firul în funcție de grosimea și compoziția acestuia. Dacă este un fir care alunecă mai ușor, îl vom da de două ori după degetul mijlociu. Dacă este un fir așa cum am eu aici, din lână și puțin mai gros, doar o singură dată pentru a putea tensiona firul. Întotdeauna firul de lucru va sta în spatele andrelei și haideți să vă arăt cum lucrăm ochiurile. De la stânga spre dreapta introducem andreaua în ochiul pe care dorim să-l lucrăm, doar că nu ne vom duce ca la celelalte stiluri în spate, ci ne vom duce în fața andrelei acesteia. Cu degetul mare vom da firul peste andrea și ne întoarcem cu bucla, astfel lucrând firul, având mereu grijă ca acest fir să rămână în spatele andrelei. Încă o dată. Aceasta este mișcarea. Bun, și acum vom lucra ochiurile pe dos. Firul este în fața andrelei de lucru. Introducem andreaua în ochiul pe care dorim să-l lucrăm, de la dreapta spre stânga, de data aceasta, ca și în celelalte stiluri. Cu degetul mare vom da firul de lucru peste andrea și ne întoarcem cu bucla, lucrând astfel ochiul. Încă o dată, de la dreapta spre stânga, cu degetul mare. Pentru că ochiurile pe dos se lucrează atât de simplu, persoanele care tricotează în acest stil preferă să lucreze mai mult pe dos. Chiar și atunci când tricotează punctul leneș, preferă să lucreze toate rândurile pe dos. Un al doilea stil pe care vreau să vi-l prezint este stilul englezesc, în care firul se ține în mâna dreaptă. Se tensionează între degetele de la mâna dreaptă firul de lucru. O să-mi ia ceva timp să vă arăt, pentru că nu este stilul meu. Este total opus la stilul în care lucrez eu și va fi puțin mai dificil să vă arăt, însă aveți puțină răbdare cu mine. Așa cum am spus, firul de lucru este în mâna dreaptă ca și andreaua pe care o folosim pentru a lucra ochiurile, așa că pentru a lucra ochiul pe față se introduce de la stânga spre dreapta andreaua, ducându-se prin spatele acestei andrele, dăm drumul la andrea din mână și apoi cu mâna dreaptă se aduce firul în felul acesta pe sub andrea și ne întoarcem. Încă o dată, aceeași mișcare. Mi este foarte greu să tensionez acest fir în mâna dreaptă. Și în acest fel se lucrează ochiurile pe față în stilul englezesc. Desigur, acest stil cunoaște mai multe variațiuni, însă nu vom intra în acestea pentru că nu aș vrea să fac febră musculară la degete.
dar vreau să vă arăt cum se lucrează ochiurile pe dos în acest stil. Vom da firul în fața andrelei și de la stânga spre dreapta introducem andreaua, venim cu mâna și tricotăm ochiurile pe dos, ca și în celelalte stiluri, doar că venim cu mâna aceasta, dăm drumul la andrea din mână și înfășurăm firul de lucru pe andrea în felul acesta cu mâna. Eu mă voi opri aici pentru că, v-am spus, nu este stilul meu de a lucra și că ajunge cât am încercat să mă fac de râs. Așa că voi trece la stilul care mie mi este cel mai drag, pentru că este stilul în care tricotez eu. Este stilul continental, în care firul se ține în mâna stângă. Există mai multe modalități de a tensiona firul. Eu doar îl pun între inelar și degetul mic și apoi pe degetul arătător. Ochiurile pe față în acest stil se lucrează de la stânga spre dreapta. Agățăm firul de lucru, nu mai dăm drumul la andrea din mână, nu mai facem nicio mișcare în plus, ci pur și simplu agățăm firul de lucru și ne întoarcem, formând buclele care ne sunt necesare pentru a termina rândul. Bun! Haideți să vedem acum și cum se lucrează ochiurile pe dos. Ochiurile pe dos sunt metoda continentală clasică, pentru că și această metodă cunoaște o variațiune, este europeană, pe care o folosesc persoanele din estul Europei. Tensionăm firul la fel, pe arătător, numai că firul de lucru nu va sta în spatele andrelei, ca atunci când am lucrat ochiurile pe față, ci în fața ei, și de la stânga spre dreapta, introducem andreaua, formăm un X și apoi cu arătătorul venim peste andrea și ne întoarcem cu aceasta, fără să fie nevoie să dăm drumul la fir sau la vreuna din andrele. Încă o dată, firul în față, formăm X-ul de la dreapta spre stânga pentru că lucrăm ochiurile pe dos, înfășurăm firul pe andrea cu arătătorul și ne întoarcem. În felul acesta se lucrează ochiurile pe dos. Ei, acum vine diferența între stilul clasic și stilul est european. Firul se ține exact la fel, doar că ochiurile pe dos sunt abordate altfel. Se introduce de la dreapta spre stânga, doar că firul nu mai este dat peste andrea, ci este preluat pe sub andrea. Veți spune că este un detaliu minor, însă vă asigur că nu este, pentru că ochiurile pe față se vor așeza altfel. În stilul clasic, continental, ochiurile se așează oblic, de la stânga spre dreapta. Bucla din față este ușor în fața celei din spate și ochiurile sunt așezate oblic așa. În schimb, în stilul est-european, ochiurile sunt așezate oblic, spre dreapta, adică bucla din față este ușor în urma buclei din spate, ceea ce va face ca înclinația ochiului să fie spre dreapta. Eu mă opresc aici și dacă vă interesează să lucrați o păturică de bebeluș folosind punctul Leneș, găsiți tutorial în descriere, în stânga jos a ecranului. Până data viitoare, spor la lucru!